O, uite cum face asta. Lol, uitați-vă cum face unul ăla, știi? Gen, mamă, și ne-a dat și un mini horde. Perfect, perfect, perfect. Haideți să vedem. Și 26, 35 am luat. Wow. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod din Clash Royale. Ei bine, astăzi vom lua noua ofertă din shop. Vedeți aici mare, mare deck-ul legendare și chestii. Da. Haideți să vedem, avem aici un Giant Chest. Avem o ofertă de Giant Chest și o să o luăm. Pentru că v-am întrebat în episodul cu Mega Knight-ul și toată lumea mi-a zis cumpără-o, cumpără-o, cumpără-o. Mulți au zis, bă, nu o cumpăra, nu prea are rost. Și dacă o luăm, așa, să zicem, nu prea avem ce să facem cu atâtea gemuri. Avem 5600 de gemuri, le folosim ce le folosim în turnee, dar cât să mai folosim până la urmă. Pe aici nu o să cumpăr super magical, nu o să cumpăr magical. De exemplu, dacă voiam să cumpăr un giant, cumpăr un giant plus flying machine. Mie mi se pare super, super tare. Nu am cartea, pentru că nu am câștigat-o la challenge și acum o să putem să o luăm. Practic este cât un legendary chest, dar până la urmă dacă voi vreți să o cumpărăm, haideți să o luăm. Deci o să ne dea 100% flying machine, garantate 26, să vedem dacă o să ne mai dea câteva în plus. Această carte se lansează în 6 zile. Și cum ar fi să ne pice mare legendar, 490 de gemuri, se termină în 2 zile când filmez eu. Haideți să-i dăm aici la gemuri și flying machine guaranteed at least 26 in every chest. Ok, avem 6 chesturi, putem să luăm de 6 ori oferta. Nu știu de ce ai face chestia asta, adică dacă vrei să aduci flying machine-ul la level maxim, ia-ți asta. Haide mă să luăm asta, să vedem ce ne aduce. O, 5 cărți, avem 800 gold, Royal Giant, Spear Goblins, Muschetir. O, uite cum face asta. Lol, uitați-vă cum face unul ăla, știi? Gen, mamă, și ne-a dat și un mini horde. Perfect, perfect, perfect. Haideți să vedem. Și 26, 35 am luat. Wow. Wow, bonus. Hai să facem și un deck cu ea. Fii atent, în loc de deck-ul ăsta cu legendare, o să-mi fac un deck cu flying machine și o să jucăm la 2 vs 2. Hai să-i upgradăm puțin flying machine-ul, dacă tot îl avem acum. Îl putem upgrada la level 4. La level 4, ceea ce nu e rău, putem să-l facem și la 5 cât de curând. Hai să facem un deck destul de interesant cu el. O să iau Fire Spirits. Ba nu, nu o să iau Fire Spirits, o să încerc să fac un deck și mai interesant. O să iau Furnace, Bandit... Log am lăsat, să iau Ice Spirit-ul nou. Aș lua Hogu. Ce să mai luăm? O să luăm Goblin Gang. Ce ziceți de deck-ul ăsta? Pare interesant. Hai să jucăm la 2 vs 2 cu el. Quick match sau avem pe cineva în clan? Bă, sunt ceva în clan. Hai să-i dăm un friendly fără draft. Un friendly normal. Sunt savage, baby. Să vedem dacă găsim pe cineva care vrea. Dacă nu, intrăm la un 2 vs 2 quick match și încercăm acolo deck-ul. Pentru că avem carte nouă, nu-i așa? Avem 71 de cărți. Mai avem câteva și vom avea toate cărțile din joc, ceea ce e super, super tare. Ok, hai să vedem cum ne descurcăm. Bă, mie mi se pare o carte bună. Mie mi se pare o carte bună, flying machine-ul. Dar trebuie să știi cum să-l pui, cum să joci cu ea și e puțin mai greu. Ok. Da, acolo, dăm și un log, eventual. Bam. Și dă ceva damage pe turn. Bă, a dat chiar mult damage pe turn, dacă mă întreb pe mine. Hai să punem un furnal aici. N-a fost genial furnalul, dar o să... Oh my god. Ne o luăm aici pe cocoașă. Bandita. Cred că trebuia să punem pe... E ok, ne-am luat damage pe ambele turnuri, dar e super ok. Hai să vedem, Bandita dă aici câteva hituri, două hituri plus acel dash care dă ceva damage. Chiar îmi place Bandita și Mega Knight-ul, avem acum Mega Knight-ul, o să-l folosim din plin. Ok, ia-l, omoară-l. Fii atent, bam, Mega Knight, perfect,
O să băgăm și un The Log. Nu știu ce să pună el. A pus ceva aici. Bam! Fuck. A sărit fix pe ei. Hai că bine, hai că bine. Omorâți acei elite barbarieni. Dar scarmiu, scheletonii aia ne-au cam încurcat puțin. Haideți să vedem, mai punem un furnace pe partea stângă, că avem partea stângă mai low cu puțin. Ne apropiem și de level 8 la furnace. Abia aștept, frate, să facem și noi level 8. Cred că o să pun un flag machine aici. Opa. Punem un ice whiz. Să ne încetinim puțin. Și el ne-a încetinit pe noi, dar acum Ana, cât să fă? Cât să fă, n-ai cât să fă? Băgăm un hog. Și aici băgăm Mega Knight. Ia să vedem cum merge. The log. N-a fost degeaba logul ăla, nice. Sar pe ei, bine o. Dă-le. Se putea și mai bine. Practic el a băgat o 7 elixir, deci e destul de decent. Practic a băgat elite barbarienii de 6 plus scheletonii de 1 și face 7 cât am băgat și eu. Hai să băgăm Goblin Gang aici, ne-a luat turnul din păcate. O să băgăm un Hog Rider. Hog Rider! Hai da șefu, Mega Knight. Ok, un log aici. Ok. Haide șefu, nu te cred că pierdem în halul ăsta. No! Am pierdut în halul ăsta, frate. G fucking G. Good game. Băi băieți, cam asta ar fi cu acest clip, nu o să-l țin foarte mult. În principal am făcut clipul pentru acea ofertă. Bă, e ok, avem carte nouă și mai avem nevoie de încă 6 cărți și avem toate cărțile din Clash Royale. Ia să vedem aici ce cărți ne mai lipsesc, toate sunt legendare. Lumber, Electro aș vrea foarte, foarte, foarte mult. Dar în rest ce ne-ar mai trebui? Un Electro, un Lumber, eventual Prințesa pentru un Logbait. Și cam atâta pot să spun. Băi băieți, cam asta ar fi cu acest clip. Eu am fost Sinner și până la viitoare v-am salutat. Ciao!